Am revenit, doamnelor, domnilor, este alături de mine, așa cum anunțam înainte de pauză, doamna deputat PSD Daniela Oteșanu. Bună seara, bine ați venit la Obiectiv România. Bună seara, Hristos, mulțumesc pentru invitație, adevărat a înviat, Hristos a înviat, telespectatorilor noștri, multă sănătate și putere pentru perioada care va urma și zile bune să avem fiecare zile dintre bune noi. Să avem. Doamne, ajută așa să fie, să trecem mai ușor peste perioada grea ce ne încearcă și ne va încerca în continuare. Da, din păcate. Vreau să începem discuția cu ce s-a întâmplat astăzi cu referire la pensiile speciale, doamna deputat. Vă rog, eu nu vă mai întreb nimic. Povestiți-ne dumneavoastră. Este vorba despre decizia curții. Decizia curții. De a declara neconstituțională legea pe care cu toții am votat-o în Parlamentul României la începutul anului 2021. În noua legislatură, este bine ca telespectatorii să știe că toate partidele au votat pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, mai puțin UDMR-ul, care s-a abținut de la acest vot, considerând cumva că are accente de neconstituționalitate această lege, ceea ce de fapt am și observat prin decizia curții. Acum, Partidul Social Democrat a spus de nenumărate ori și își asumă ceea ce spune din punctul acesta de vedere foarte clar, faptul că pensiile speciale ale parlamentarilor trebuie să dispară, trebuie să fie eliminate. Este clar că trebuie să vedem nu numai decizia curții, simplu fapt că onor Curtea Constituțională a declarat această lege neconstituțională, dar și motivarea. Pornind de la această motivare, parlamentarii PSD, cu siguranță vă spun, pentru că au fost discuții la grup, se auzea deja că legea va fi declarată neconstituțională, vom vedea despre ce este vorba, vom vedea punctele de vedere ale Curții Constituționale, unde avem ceva de adăugat, unde vom putea avea ceva de modificat, astfel încât în cel mai scurt timp să revenim în Parlament cu această lege, în procedură de urgență și să o mai votăm încă o dată. PSD rămâne foarte clar pe ideea că pensiile speciale ale parlamentarilor trebuie să dispară. Dacă mă întrebați pe mine, pensiile speciale în ansamblul lor este o discuție care, într-adevăr, deranjează multe categorii sociale care beneficiază de aceste pensii, dar fiecare, dacă stăm și ne gândim că pensia se stabilește pe contributivitate, atunci așa ar trebui să fie pentru toată lumea. Pentru că întotdeauna aceste pensii speciale au născut chestiuni sensibile în rândurile oamenilor și este normal să se întâmple așa. Oamenii trăiesc nu foarte bine în perioada pe care o traversăm de 2 ani încoace și probabil o perioadă și după această seară și după aceste momente trăiesc din ce în ce mai greu, costurile au crescut foarte mult, costurile vieții în general, gazele, utilitățile în general, carburantul, costul alimentelor iarăși a crescut foarte mult. Oamenii sunt sensibili pentru că știu că pensiile sunt calculate pe stadiu de contributivitate și niciodată n-au înțeles și este normal să nu înțeleagă de ce sunt anumite categorii sociale privilegiate care beneficiază de aceste pensii. Deci vom reveni în Parlament, vom vedea care este motivarea Curții Constituționale, acesta este răspunsul meu și al Partidului Social Democrat, vom modifica unde este de modificat și vom reveni în procedură de urgență cu ea în Parlamentul Europei, în Parlamentul României, de ce nu și al Europei, poate gura poate păcătosului, nu-i așa? Așa, și în procedură de urgență vom da iarăși un vot de adoptare. Sunt convinsă că și celelalte partide vor proceda la fel. Da, Curtea Constituțională a transmis, nu știu dacă ați apucat să vedeți între timp, că legea care a eliminat pensiile speciale pentru parlamentari a fost adoptată într-o singură zi cu încălcarea tuturor termenelor, ceea ce reprezintă o afectare a procedurii. Dacă sunt neclarități legate de termene, aceste neclarități sunt cel mai ușor de remediat. De remediat. Da. Când credeți? Important este să nu se ducă, eu aștept să vedem dacă pe formă au avut ceva, nu pe fond neapărat, pe forma legii au avut ceva de obiectat, ce anume s-a obiectat. Trebuie văzut în amănunt motivarea Curții Constituționale. De acolo, acela este punctul de pornire într-o altă etapă, aceea de a reveni cu legea în Parlament. Da, va fi, decizia va fi publicată. Am primit, vedeți că în seara asta, uite, sunt obligată să vorbesc vă așa, rog. Să mă simt eu obligată. Sunt oameni care mai scriu pe Facebook, au comentarii de tot felul și mi se spuneau, gata, ați rezolvat-o, gata, PSD-iștii, primeți pensii
speciale, PSD-iști, nu știu de ce se duc numai spre PSD, dar mă rog, e o problemă a domniilor lor, sunt multe conturi false, n-am înțeles când, pentru că ei practic spun niște lucruri reale și atunci e bine să-ți asumi responsabilitatea pe ceea ce vorbești. Întotdeauna am mizat pe această chestie și pe faptul că un dialog se poate purta în mod evident și eficient între două persoane care se văd și care știu una despre alta cine sunt. Da, când credeți că se va rezolva problema asta? În cel mai scurt timp se va rezolva. Vom vedea în Parlament când începem săptămâna viitoare despre ce este când vorba. Să avem motivarea curții pe larg și cu siguranță juriștii noștri vor veni și vor remedia aceste lucruri. Dacă este vorba numai de termene, v-am adică spus... Adică vor fi eliminate, asta înseamnă... Da, da. Partidul Social Democrat rămâne ferm pe poziție. Pensiile speciale ale parlamentarilor, pentru că de aceea s-au și disjuns din totalul celorlalte pensii, pentru a se vedea foarte clar de către oameni că parlamentarii sunt de acord ca să nu mai primească pensii speciale. Că sunt o parte a foștilor noștri colegi care într-adevăr au atacat și ei la curte aceste aspecte, este strict problema domniilor lor. Eu rețin ceea ce s-a votat în februarie 2021 și cred că fiecare dintre noi am votat conștienți fiind că aceste lucruri nu trebuie să rămână în lege. Au fost sărbătorile pascale, doamna deputat, și sunt convinsă că în această mini-vacanță ați stat de vorbă și cu români, să spunem așa. Am avut chiar o acțiune cu colegele mele de la OFSD, cărora le mulțumesc din suflet. Niciodată nu o să-mi ajungă timpul și nu o să contenesc în a le mulțumi, pentru că au fost aproape de niște proiecte foarte frumoase născute în interiorul OFSD-ului. Am fost la Tomșani într-o acțiune în perioada sărbătorilor pascale cu ajutoare pentru familiile cu mulți copii și cu posibilități materiale extrem de reduse cu ajutoare pentru sărbătorile de Paști, pentru cei care sunt foarte în vârstă, care nu au copii lângă ei. Colega noastră Magda Nițu de la Tomșani ne-a ajutat, ne-a identificat aceste familii și bucuria lor a fost pe măsura așteptărilor noastre, ca să spun așa, și a bucuriei sufletelor noastre, pentru că este minunat să vezi că un gest mărunt în ultima instanță poate să nască o astfel de bucurie în sufletele lor. Și am făcut o postare pe contul meu de Facebook și am și spus în postare că nu îmi doresc să mă laud de cineva pentru ceea ce s-a întâmplat sau să-mi număr like-urile pe care le-am la postare, ci îmi doresc ca dintre cei care au posibilități materiale și văd aceste lucruri să fie în situația să empatizeze cu astfel de categorii sociale și să facă un gest frumos măcar în perioada acestor sărbători. Nu știu dacă am reușit, dar îmi doresc să fi reușit să sensibilizez mai multe persoane. Da, ar fi frumos să fim mai solidari cu cei de lângă noi în nevoi. N-ar fi numai frumos, cred că este un act de normalitate. Atâta timp cât bunul Dumnezeu a avut grijă și ne-a dat mai mult decât a dat celorlalți, poate că nu e rău să ne gândim în nota asta, în cheia asta și să acționăm în consecință. Eu voiam să vă întreb și despre cum i-ați simțit dincolo de acest act caritabil pentru care vă felicităm, cum i-ați simțit pe vâlceni și pe toți oamenii cu care ați stat de vorbă în această perioadă? Supărați. Supărați, speriați, înspăimântați de ceea ce va veni, ceea ce trăiesc astăzi, de faptul că s-ar putea să nu le ajungă banii de la o lună la alta, că plătind gazul și energia, mai punând un plin de carburant, să nu le ajungă banii de mâncare, pentru că oamenii se deplasează, au servicii, trebuie să ajungă într-o anumită perioadă, nu poți întârzia, nu te poți duce pe jos sau cu autobuzul se poate sau nu se poate. Și atunci își fac calcule din ce în ce mai amănunțite și din ce în ce mai aplicate pentru ceea ce cred ei că va urma. Și nu sunt departe de adevăr. Oamenii se așteaptă să fie scumpiri în continuare, oamenii se așteaptă să o ducă greu și se mai așteaptă la ceva, ca statul să fie empatic, noi să fim empatici, parlamentarii, guvernul, și să venim în ajutorul și în sprijinul lor în această perioadă.
Considerați că statul va reuși să ajungă la un nivel de empatie satisfăcător pentru cei... Satisfăcător nu cred, dar cu siguranță se întâmplă lucruri și în programul Sprijin pentru România, am tot vorbit și pe postul noastră și pe alte posturi locale, s-au întâmplat lucruri. Este adevărat că se întâmplă lucruri nu de natură să mulțumească total oamenii. Dar între a face ceva, doamnă, și a face totul, este o diferență. Între a nu face nimic și a face ceva, este o și mai mare diferență. Ceea ce vreau să spun este că s-a dat mai puțin decât ar fi dorit, decât ar fi meritat, decât ar fi necesitat perioada prin care trecem acum, dar să nu uităm că bugetul a fost afectat de cheltuieli majore pe anul acesta. De la începutul anului au fost creșterile de pensii cu 10%, alocațiile s-au dublat, ajutoarele pentru persoanele cu handicap, au venit programele celelalte sau proiectele din programul Sprijin pentru România, care iarăși a însemnat o cheltuială pentru statul român. E adevărat că se poate face mult mai mult și oamenii se așteaptă la mult mai mult și la mai bine, pentru că o viață avem fiecare dintre noi și ne dorim cumva să ne fie bine și sunt de înțeles. Printre măsurile anunțate de guvern, se vorbea și despre reducerea accizelor la carburanți, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Singura nu s-a mai întâmplat pentru că s-a gândit aceasta. Acela este un alt proiect, o hotărâre de guvern. Ceea ce s-a întâmplat atunci a fost ideea, a fost pe masa guvernului, de reducere la jumătate a accizei. N-am lovit, s-au lovit guvernanții, cei care constituie arcul guvernamental, coaliția de guvernare, de Comisia Europeană, care vine și spune că de fapt ar fi un ajutor de stat și nu ar prea fi în regulă cu chestia asta. Am mai spus-o odată, o spun de fiecare dată, în momentul în care știi să explici Comisiei Europene și Comisia Europeană vede prin ce situație grea trece întreaga Uniunea Europeană, dar și România, cu atât mai mult, devine mai sensibilă. De ce spun lucrul acesta? Am observat că Marius Budă, în momentul în care a spus că se poate discuta de acel procent din PIB pentru pensii, toată lumea râdea și spunea că un PNRR nu se mai poate întoarce. A venit comisarul Schulz, au stat de vorbă și iată că însuși comisarul a apreciat că acest plan poate să sufere anumite modificări. El poate fi optimizat. Acesta a fost termenul pe care l-a folosit, în ideea în care atât Marius Budei, ministrul muncii, dar și premierul Ciucă se vor duce și vor discuta, vor negocia în continuare acest proiect, acest procent din PIB care înseamnă pensii în această țară. Și totuși revin la scumpirile carburanților. Chiar astăzi vedeam o comparație a pompelor din țara noastră cu cele din Bulgaria, că tot suntem în clasamente cam așa pe lângă vecinii noștri bulgari când vorbim despre orice. Există, nu știu, ar putea statul să se implice mai mult în plafonarea acestor prețuri? Asta ar fi ideea. Am spus-o și o să susțin tot timpul, indiferent de decizia politică ce se va lua. Părerea mea este că plafonarea este soluția pentru scăderea prețului la carburant și ar fi normal să se întâmple și nu pe o perioadă foarte scurtă, ci pe o perioadă corect determinată de către arcul guvernamental, care să ia în calcul toate aceste etape de depășit în această perioadă nebună, să se pună la masă și să stabilească o plafonare. Uitați-vă că în Slovenia deja există o plafonare. Și în Ungaria există plafonare. Ce părere aveți? Probabil că în cel mai scurt timp și la noi, pentru că gândiți-vă, vin concediile, atât cât se mai pot face ele, cu număr mai mic de zile probabil, pentru că abia ce am discutat de costurile vieții care au crescut foarte mult. Dar oamenii se vor mai plimba, românii noștri sunt oameni care în concediu își doresc să facă lucrul acesta. Chiar dacă nu se mai duc 10 zile la mare, se pot duce 7 zile la mare, dar își doresc să facă acest lucru. Nu este normal și nu este corect să se izbească de o creștere continuă, observ eu, la pompe, a prețului carburantului. Într-adevăr, am înțeles că a mai crescut și barilul de petrol cu vreo 5 dolari. Eu n-am văzut să scadă prețul la pompă când a scăzut costul barilului de petrol. Asta n-am observat-o niciodată. Și atunci poate ar fi de discutat un punct de plecare într-o discuție și pe tema aceasta. O altă problemă pe care vreau să o abordăm în discuția noastră este creșterea robor. Mi-aduc aminte că pe timpul, dau așa un exemplu, lui Liviu Dragnea, când era președinte la PSD, dacă creștea roborul nu cu la nivelul de acum, cu un 0,1%. Deci era nebunie. Era caz de decimare națională, da, știu. Exact. Acum lumea... Problema este următoarea. Această nenorocire de la graniță a dus la foarte multe
influențe în piața, și inclusiv în piața bancară. Și atunci roborul este foarte sensibil la astfel de modificări continue care apar. Chiar dacă sunt de natură politică, chiar dacă sunt de natură interstatală, cum este cazul conflictului dintre Rusia și Ucraina, pe care îl avem, uite aici, la graniță. Toată piața, tot ce se întâmplă într-o țară, într-un colț de lume, influențează într-un fel sau altul acest robor. Vor fi foarte afectați automat. Dar asta nu înseamnă că Banca Națională și cei în drept nu trebuie să stea mai mult de vorbă. Eu nu scuz prin faptul că acest conflict naște tot felul de influențe la nivelul pieței, indiferent de ce piață vorbim, chiar și de cea bancară, dar asta nu înseamnă că guvernatorul Băncii Naționale, oamenii de specialitate de acolo, Ministerul de Finanțe, nu trebuie să stea mai atent asupra acestor aspecte și să vadă ce pot face în continuare, pentru că creditul scumpit înseamnă practic și o limită în dezvoltare. Într-adevăr, Guvernul României, prin propunerea Partidului Social Democrat, vin cumva și subvenționează aceste credite, dobânzile la credite pentru investiții, și bine fac, pentru că investiția practic înseamnă dezvoltare economică, înseamnă dezvoltare economică locală, înseamnă locuri de muncă, înseamnă un salariu poate mai bun decât cel pe care astăzi îl avem în plată, pentru că județul Vâlcea, este un județ codaș din punct de vedere al salariului mediu. Și atunci acest lucru, acest robor, chiar dacă, pentru că vedeți, sunt cele care sunt stabilite subvențiile pentru investiții majore, pentru dezvoltare. Dar sunt și oameni care își fac o mică afacere. Mica aceea afacere contribuind la bugetul de stat. Și atunci acest robor nu face decât să crească costul dobânzilor, costul împrumutului, ca să spun așa, la bancă, și oamenilor să le fie din ce în ce mai greu să-l achite. Da, eu am impresia că în toată această poveste, banca, BNR-ul, nu are un supervisor, să zic așa, nu știu, în Parlament, o comisie ar putea fi înființată să... Banca Națională este ea însă și un supervisor. Adică, nu știu, într-adevăr... Este sub control parlamentar, este adevărat. Totuși, ar trebui făcut ceva mai mult, pentru că pe lângă... Exact ceea ce vă spuneam. Da, trebuie să stea de vorbă și cu Ministerul de Finanțe. Sunt și români care au credite la bănci și care vor fi... Mai ales populația. Mai ales populația. Nu știu, s-ar putea pune... Știți, a fost o perioadă foarte dură în sistemul bancar, dacă vă aduceți aminte, și trebuie să vă aduceți aminte și noastră și telespectatorii, de creditele în franci francezi. A fost o întreagă nenorocire în perioada aceea. Foarte greu s-au revenit, s-au făcut reeșalonări nenumărate, oamenii au pierdut foarte mulți bani în perioada aceea. Dar dacă vrei să găsești o soluție, până la urmă o găsești, o cauți până o găsești. Poate fi un pic forțată banca să găsească Banca Nu poate Națională. Fi adusă mai des la discuții. Asta cred că se poate întâmpla. Și aici Parlamentul, prin reprezentanții săi de vârf și chiar Guvernul României, pot face acest lucru. Și o să o facă? Dacă mă întrebați pe mine, o să o facă. Acum, eu nu știu ce au ei nu în vedere, din punctul ăsta de vedere. Ba nu, eu știu că se discută și la Comisia de Buget foarte, foarte aplicat pe chestia aceasta. Dar este greu să ajungi la o soluție fără să te duci și să ai o poziție concretă și corectă și coerentă a Băncii Naționale. O altă problemă cu care se vor confrunta de data aceasta primarii vor fi proiectele și investițiile pe care le vor derula pe programele astea Angel Salini și chiar și pe PNRR. Și spun asta pentru că în construcții am văzut că prețurile la materiale cresc de la o zi la alta. Cresc de la o zi la alta, a fost o discuție pe care am mai avut-o împreună. Materialele de construcție s-au scumpit foarte tare, iar fierul beton, doamnă, din ceea ce știu eu, s-a triplat ca preț. Fierul beton în fundații are rol esențial chiar și în structurile de rezistență. Nu mă pricep eu foarte bine la construcții, dar mai stau și mai citesc ca să fiu informată. S-a triplat prețul. Este foarte mare, e normal. Sunt proiecte în derulare pe PNDL 2 și statul român vine și prin Ministerul de Finanțe asigură că se vor face recalculări și se vor da bani în continuare pentru chestia asta, pentru că investițiile trebuie să continue. Nu poți să lași o investiție la jumătate pentru faptul că uite ce s-a întâmplat din nenorocirea care se întâmplă, încă o dată spun, la granița țării între Ucraina și Rusia,
Și prețurile au luat o razna totală, pentru că efectiv au luat o razna în materiale de construcție. Aici, nu am o să nu mă întrebați de ce, că chiar nu am o justificare. Aici la fel vă întreb, ar trebui, nu știu, organele de control ale statului să, nu știu, să țină sub control un pic aceste prețuri pe piață. Acum și prea mare control din partea statului, nu știu cum ar putea fi catalogat. Dar asta nu înseamnă că n-ar trebui să fie mai îngrijorați decidenții politici, indiferent că sunt la putere sau în opoziție, de ceea ce se întâmplă în construcții, ca și costuri. Și încă o dată vă spun, sunt lucrările pe PNDL 2 care sunt în curs de desfășurare și unde Ministerul de Finanțe a venit și a asigurat că va suporta acele diferențe de preț care se regăsesc din creșterile la materiale de construcții și vom vedea ce se va face pe Anghel Salini. Pentru că părerea mea este că aceste creșteri nu se vor opri aici. Ar fi bine cumva, pentru că măcar ar fi un punct de plecare în următoarele proiecte, dar nu sunt atât de convinsă că se vor opri aici. Vor fi bani pentru acoperirea acestor diferențe? Vor fi bani, vor fi. Acum să vedem și proiectele câte sunt declarate eligibile, cum se desfășoară, ce vor fiecare să facă, pentru că nu te poți duce să asfaltezi dacă nu ai canalizare, nu ai apă băgată, nu ai gazele băgate, pentru că ar fi niște bani aruncați pe fereastră și n-ar fi normal nici așa să se întâmple. Doar de dragul de a avea, până de exemplu, în campania electorală locală, să ai asfalt la poartă. Nu cred că se mai poate pune problema în acești termeni, în acești parametri. Fiecare dintre noi trebuie să devenim mai responsabili și să înțelegem că prima dată trebuie făcute lucrările care vin pe dedesubt, iar după aceea ultima lucrare într-o localitate este asfaltarea. Să fie cea de suprafață. Da. Vă întreabă primarii când încep finanțările pe Anghel Salini? Bineînțeles! Și nu numai cei de la PSD. Și eu spun ceea ce știu de la București. Așa. Și anume că va demara în cel mai scurt timp și să depună proiecte. Este absolut obligatoriu să depună proiecte. Au depus toți. Au depus. Cel puțin un proiect, cred că are fiecare primar depus. Asta a fost o idee vehiculată cumva în media că guvernul ar fi asigurat că fiecare primar va primi minim un proiect prin Anghel Salini. Da. Știu că și noi anunțam, eu personal am anunțat aceeași informație. Dar eu cred sunt convinsă că sunt primari care vor avea mai multe proiecte eligibile, pentru că sunt oameni care au lucrat pe sistemul acesta al fondurilor europene, au crescut, s-au dezvoltat localitățile și s-au obișnuit cu acest bine. Și știu să le facă. La fel, mulți primari au depus proiecte pe gaze, tot așa pe acest program Anghel Salini. Sunt și suplimentate fondurile. Dar ridică problema birocrației și întârzierii acordării creditelor de finanțare pe proiectele respective, ceea ce are ca și repercusiuni pierderea proiectului, pentru că se duc avize, se duc... Da, într-adevăr, birocrația este destul de proeminentă, ca să spun așa, destul de actuală în aceste structuri ale proiectelor europene. Aici, primarii s-au plâns la dumneavoastră și la alți colegi din Parlament că ar trebui... Acum nu o să vă spun aici toate motivele lor de plângere, dar într-adevăr au așteptări mari, sunt convinși că acest Anghel Salini vine cumva ca sprijin în dezvoltarea localităților lor și sunt atenți, foarte atenți și foarte hotărâți să facă lucruri bune. Da, deci așa un termen sau nu știu, o lună, jumătatea lunii? Nu m-aș hazarda să dau un termen. În momentul în care am să-l știu, sau măcar de voința politică și de demararea pur și simplu a proiectelor respective, de procedura, de eligibilitate, de a vedea cine este eligibil, cât este eligibil, ce se întâmplă, care sunt proiectele de impact major. Vor primi toate proiectele eligibile, finanțare, toate odată? În momentul în care este eligibil, cu siguranță, da. Cu siguranță. Dar efectiv când va demara nu știm acum la ora actuală. Nu pot să vă dau o dată certă la momentul acesta. Iar în privința PNRR-ului, ce informații mai aveți? Dincolo de faptul că el poate fi adaptat la optimizat. Optimizat, așa, că uitasem termenul la situația actuală. Și aici sunt bani care vor veni destul de mulți. Eu aș fi foarte interesată, înainte atragerii banilor din PNRR, care sunt foarte importanți, este foarte adevărat, deși jumătate din ei, după cum bine știm, sunt sub formă de împrumuturi, așa, de a atrage ceea ce ne-a mai rămas din exercițiul financiar bugetar trecut. Mai sunt și acolo bani mai mulți. Sunt vreo 13 miliarde de atras, sunt bani foarte mulți
Și din cunoștințele mele sunt fonduri nerambursabile și ar fi foarte important să ne calăm în primul rând pe aceste lucruri. A fost măsura 411 care mergea pe acest sistem, a dispărut în ceață, nu se mai știe nimic despre ea. Celebra măsură 3 de la Ministerul Economiei al lui Claudiu Năsui, adică care a făcut-o... Nu mai vorbește, a fost un ghid, a fost în dezbatere publică, a fost ghidul emis, după aceea s-a trecut cumva, au fost niște proiecte depuse, nu se mai știe nimic. Acum s-a schimbat și ministrul la fondurile europene, o luăm de la capăt. Vă spuneam într-o emisiune anterioară că dacă ar fi după mine, după mintea mea de economist și de politician în ultima instanță, aș face un comitet director la nivelul Ministerului Fondurilor Europene. Astfel, cu PSD, PNL, UDMR, toată lumea care este în paralel, toate partidele prezente în Parlamentul Român, inclusiv AUR. În momentul în care se schimbă ceva în arcul guvernamental, ministrul să fie ales dintre specialiștii ăia care deja lucrează acolo și sunt de acord și au picat de acord asupra unor proiecte. Asta vă spun, este părerea mea. Părerea mea. Ați spus-o mai departe, sunt convins. Am spus-o. Și? Și a spus că este o idee bună, dar mai așteptăm, mai vedem. Am spus-o mai departe. Până la urmă depinde de Ministerul Fondurilor când demarează. Și de decizie politică la nivel înalt. Nu știu, poate că se gândesc că specialistul de astăzi nu mai corespunde intereselor probabil de mâine, de poimine. Habar n-am despre ce este vorba. Dar eu așa aș vedea ca acele lucruri să... Sau, din punctul meu de vedere, au fost foarte multe proiecte europene pierdute, nu pentru faptul că oamenii nu le-au luat, că nu se puteau fura banii. Așa cum exista în folclor o idee. Da? Ci pentru aceste lucruri, pentru că s-au schimbat, au venit unii cu alte măsuri, n-au mai fost alea prioritare, au fost celelalte, s-au dus pe alte axe, s-au făcut alt ghid, s-au schimbat cerințele în anumite măsuri de finanțare, în anumite axe de finanțare. Și uite așa. Eu vreau să vă întreb dacă pentru că ghidul facem noi. Noi românii vă referiți, nu da, noi da, parlamentari. Exact, ca să înțeleagă, noi parlamentari ar fi nu. Frumos că ne vreau să vă întreb, pentru că foarte mulți telespectatori transmit, ne trimit mesaje cu ce fac parlamentarii noștri pentru proiecte de anvergură pentru județul Vâlcea. Dau exemple, județele vecine. Un parlamentar poate interveni în toată această problemă cu... grăbirea acestor proiecte și atragerea acelor fonduri de 13 miliarde. Un parlamentar miliarde. Poate interveni în această problemă sub două forme. Așa. Sub forma unei declarații politice care să atragă atenția decidenților într-un punct de vedere sau a interpelării către un anumit minister. Și de obicei, când faceți declarații și interpelări, sunt și luate în seamă? De obicei, răspunsurile vin destul de greu. Mie mi se pare că sunt destul de evazive. Adică ceva la nivel general. Cerem explicații suplimentare, se revine peste o săptămână sau două, tot în latura asta. Eu înțeleg că au foarte mult de lucru. Dar și eu trebuie să dau un răspuns, pentru că interpelarea vine practic din discuțiile pe care le-am cu oamenii. Cu cei care v-au ales, da. Exact. Vi s-a întâmplat să faceți interpelări și să fiți așa... descurajată? Nu descurajată, dar este clar că răspunsul pe care îl primesc pot să mi-l dau și singură. Adică nimic nu sexual. Eu aștept amănunte care să mă ducă în ideea de a rezolva o situație sau în ideea de a spune oamenilor că suntem pe cale să rezolvăm acea situație. Da. Și să dăm acum curs și câtorva mesaje de la telespectatori. Vă rog frumos. Întreabă cineva de ce... De ce nu face, cred că asta este întrebare, da, întrebare actuală, de ce nu face primăria și Consiliul Județean, Primăria Râmnicului și Consiliul Județean Vâlcea, întâlniri cu parlamentarii vâlceni? Face întâlniri primăria și Consiliul L-ați Județean? Avut aseară, am urmărit emisiunea, pentru că eu am un respect deosebit pentru George Smeuranu și pentru faptul că primarul Gutău a fost lângă el aseară, mi-a stârnit și mai mult curiozitatea, interesul. L-ați avut aseară în emisiune 2 ore pe primarul Mircea Gutău. Puteați să-l întrebați pe dumnealui. Da, au fost foarte multe întrebări de la telespectatori și... Le-am ascultat, am ascultat și răspunsurile care au fost date, dar n-a existat o invitație din partea președintelui Consiliului Județean, da, cu parlamentarii PSD, că trebuie să fiu sinceră până la capăt, și nu odată, ci de foarte multe ori,
Cam o dată pe lună avem întâlnire Da, vă cu întâlniți? Costi Rădulescu, să discutăm, să vedem ce mai este, cum mai putem ajuta, ce mai putem face în Parlament, ce interpelare, ce declarație, un proiect, o evidență. Adică ceva la modul ăsta, cu Costi Rădulescu, da. Domnul primar, cel puțin până acum, nu ne-a invitat decât în ocazii festive, la zile de nu știu care, o discuție focusată pe prioritățile de dezvoltare ale municipiului. N-am refuzat cu siguranță niciunul dintre noi și nu neapărat PSD. Eu cred că tot spectrul politic prezent în Parlament, trimis de Vâlceni, ar trebui să fie prezent în astfel de întâlniri. De exemplu, când vă întâlniți cu președintele Consiliului Județean, domnul Constantin Rădulescu, ce probleme ridică dumnealui în special? Aceleași pe care le ridică și primarii de regulă. Și mai are o problemă cu deschiderea axelor de finanțare. Costi a fost prezent de nenumărate ori în studioul dumneavoastră și a spus că sunt la nivelul Consiliului Județean multe foarte multe proiecte. Cred că au pe toate măsurile. Important este să deschidă axa de finanțare, așteaptă pentru spitalul vechi de 100 de mii de ani o axă de finanțare în care se poate duce și să rezolve odată problemele de acolo. A spus că pleacă chiar pe bani proprii la drum pentru că s-a săturat să aștepte și corect este ce a spus. Sunt și primari mulți care au spus asta. Da. Și când întreabă Da, vedeți, posibilitățile la nivelul Consiliului Județean sunt ușor mai substanțiale decât la nivelul administrațiilor publice locale. Da. Ce îi spuneți domnului președinte când vă întreabă? Că vă și eu v-am întrebat când vin banii pe fonduri, pe Angel Salini? Nu, domnul președinte ne întreabă pe noi, poate să întrebe și mai sus de noi, da. Că este președintele nu numai al Consiliului Județean, ci și al Partidului Social Democrat. Sunt convinsă că sunt discuții de genul acesta, dar deocamdată se fac niște calcule. Nu e bine să ne grăbim, nu e bine să demarăm într-o bucurie pentru a face ceva, doar de dragul de a face ceva și ca lumea să spună gata, domne, a plecat Anghel Salini la drum. Sunt convinsă că în anul acesta se va întâmpla acest lucru. Dar n-aș putea să dau în momentul acesta și nici Costi și nici altcineva, nu cred că s-ar hazarda, să dea un termen să spună domne, la data, cum vă pot spune, domne, de la 1 iunie vin voucherele de 50 de euro la 2 luni. Nu pot să fac chestia asta. Că ai hotărâre de guvern, știu ce înseamnă. Este ocolit județul Vâlcea. Telespectatorii ne trimit mai multe mesaje în care atrag atenția asupra faptului că județul nostru este ocolit de proiecte mai mari, de anvergură, față de alte județe chiar vecine, de aici. Eu nu cred de acest lucru. Adică dacă mi-ar da un exemplu telespectatorul sau telespectatoarea care se... Stadion, sală polivalentă, centură ocolitoare. Astea sunt exemplele date. Păi nu avem sală polivalentă, nu avem sală de avem sala o sporturilor. Sala sporturilor, așa. Dar acolo ce trebuie să facă? Să o dubleze domnul primar, ce să-i nu facă? Nu știu ce să-i facă. Să o facă mai mare și mai frumoasă, că avem echipă. Doamna Paraschivescu, eu am fost la meciul România-Austria. Nu era sala plină. Nu? Nu. Păcat. Mare. Era România. Da, era România. Nu era sala plină. Deci, până la urmă, pentru cine să facem, așa este. Iar cu centura ocolitoare... Și mai sunt niște probleme aici. Sunt costuri foarte mari pentru primărie, ar fi costuri foarte mari. Unul la mână, doi la mână, sunt evenimente destul de rare care înseamnă să umpli sala de sport până la refuz. Sala sporturilor. Da, avem echipă adică emblematică în aici. Preliminarii la Cupa Europeană, pentru un meci, de exemplu, cu CSM București, de exemplu, unde cred că s-ar putea umple. Dar câte astfel de acțiuni se pot întâmpla în decursul unui an? Pentru că și aici când bași niște bani și înseamnă costuri pe care le suportăm noi râmnicenii cu toții, sau poate ar putea să meargă și pe ceva fonduri europene, totdeauna te gândești și ce faci. Ce obții? Că tu faci o cheltuială efectiv. Important e cu ce vine acea cheltuială să-ți producă plus valoare. Da, mai întreabă telespectatorii despre centura ocolitoare a municipiului, a Drăgășanului, a Horezului, a Băbenului. Eu știu că există la Drăgășani, se poate lua pe partea cealaltă, pe dreapta, undeva se face imediat după... Adică există centura ocolitoare. Iar aici asta de ar urma să ocolească toată zona asta DN7, Râmnicu-Vâlcea, Dăiești, eu știu că erau probleme... Pe la Dăiești știți ceva? Mai cunoașteți? Nu, nu știu nimic, dar știu că eu vin acasă, eu stând în zona nord, eu vin pe partea cu... Pe variantă, cum îi spunem toți, da. Da, adică nu iau prin centru, că n-am de ce. Da. Adică, efectiv, nu înțeleg clar la ce se referă centura ocolitoare.
centura ocolitoare a municipiului, centura ocolitoare a proiecte de anvergură, face referire la... Apropo de drumuri, de drumul expres, ce puteți să ne spuneți? Că a rămas în continuare un proiect, este un proiect important. Eu știu că domnul deputat Buican este un parlamentar bătăios, că are un bun dialog cu membrii guvernului, nu numai cu cei din partea PNL, el este un personaj care discută destul de rațional cu toată lumea. N-aș putea să vă spun mai multe elemente. Cred că dacă l-ați invitat pe Cristi Buican într-o emisiune, ar fi în măsură, sau poate intră în direct, de ce nu, în seara asta, ca să lăburească o dată, pentru că de foarte multe ori am văzut în emisiunile dumneavoastră că se pun întrebări legate de acest drum expres, indiferent pe cine ați avea invitat. Pentru că oamenii sunt foarte atenți la lucrul ăsta. Asta ar însemna o dezvoltare economică a județului Vâlcea și înțeleg că de asta întreabă telespectatorii ceea ce întreabă. Și atunci probabil că ar fi cel mai nimerit domnul deputat Buican să vină cu, să ne spună, să spună râmnicenilor, să spună vâlcenilor la modul general ce se mai întâmplă cu acel proiect. Eu l-am înțeles pe domnul Buican că este proiectul lui de căpătâi pentru acest mandat. Și eu chiar l-am crezut. Da, înseamnă că nu se va lăsa și... Da, apropo de asta, puteți, nu știu, sau se întâmplă ca toți parlamentarii vâlceni să... sau se poate, nu știu, să... lobby nu este legal să facem, dacă... nu știu, să insistați... Dar avem pe ăsta, doamnă, avem Facebook-ul, avem... putem, suntem acolo... Acolo putem să ne văităm, să facem... Vorbiți, v-ați întâlnit vreodată toți parlamentarii să discutați? Nu, nu ne-am întâlnit niciodată și mi-e îmi pare rău că nu s-au întâmplat lucrurile acestea. Eu aș fi deschisă la un astfel de dialog. Eu discut foarte mult cu colegii din toate partidele, că trei suntem toate partidele prezente din Vâlcea în Parlamentul României. Și cu Marian Lazăr de la USR, care este un tip echilibrat și cu care se poate sta de vorbă concret pe proiecte, aplicat, un om deștept, zic eu. Da, pe domeniul ăsta am văzut că se pricepe. Un om calm, un om care suportă replici, un om care, adică nu mă transform eu în lăudător, cum să spun, nu și-au pierdut lăudătorii, da. Și nici nu sunt genul acela, dar e un om cu care ai ce discuta, cu Laurențiu Cazan, cu Cristian Buican. Eu sunt genul de persoană care discut. Nu am o problemă să discut cu ei. Dar așa să vă duceți grup Dar comun. O întâlnire între noi așa. Ar fi cu totul altceva. O întâlnire între parlamentari ar însemna că ne vedem nu neapărat la un sediu. La o cafea. La o cafea undeva, la o cafea și discutăm. Dom'le, ce zici? Uite, ajutați-mă în partea asta. Haideți și voi. Hai să facem asta. Pentru că nu este niciunul dintre noi, dintre parlamentarii vâlceni, care nu și-ar dori drumul expres, ca să ne înțelegem. Toți suntem în asentimentul oamenilor care își doresc acest drum expres. Și da, noi ni-l doresc, și eu mi-l doresc. Ar fi bună, nu știu, astfel de întâlnire? Nu știu, să vă gândesc. Trecem la, acum facem poezia amândouă. Hai să le facem, că nu e nicio problemă. Da, cred că ar fi foarte bună. Puteți lua inițiativa dumneavoastră, nu știu. Acum nu știu dacă tocmai eu ar trebui să o iau, dar... S-a nimerit aș putea să fac și eu singura femeie. Adică nu, că mai este și Claudia Banu, dar este senator, da. Da, tot am vorbit despre și asta. Și cu Claudia mă relaționez foarte bine, adică și... n-am nicio problemă, da. Este bine, pentru că până la urmă parlamentarii nu, sunt acolo este normal, doamnă. Și este normal, este exact. Normal. Este normal. După ce s-a terminat campania electorală, gata. Gata. Avem 4 ani în care trebuie să discutăm. Sau cel puțin eu așa văd lucrurile. Nu să ne aruncăm un alt, n-ai făcut aia, n-am... pentru că suntem, haideți să fim serioși, niciunul dintre noi nu este perfecțiunea cu chip de înger. Nu există așa ceva. Tocmai de aceea ar fi necesare aceste discuții. Da. Se apropie o criză sau va fi o criză mai rea decât cea din 2008? Ce părere aveți? Habar n-am. Dar oricum mi se pare că ceea ce este astăzi e destul de greu de suportat de oameni. O soluție la a face față cât mai ușor scumpirilor care nu se mai opresc ar fi, toată lumea ar spune asta, sunt convinsă, creșterea salariului, alinierea salariului la nivelul salariilor din Europa. Pentru că, practic, ce lăsăm la magazin la noi, același sumă o lăsăm și la magazin în, nu știu, în Belgia sau în... Franța, ei, sau... n-aș zice chiar așa, da. Oricât acolo puterea de cumpărare înseamnă altceva și acolo salariul este o mare este diferență, da. Între puterea de cumpărare de acolo și cea de aici. Nu știu, puteți să ne spuneți ceva despre asta, doamna deputat?
Când mai cresc Pot să salarii, vă spun că la nivelul Uniunii Europene era acum câțiva ani ideea de salariu minim pe economie la toți cei care suntem membri în Uniune de 500 de euro. Noi am atins acest target. Avem un salariu minim pe economie 2550. Ce se întâmplă? Este un salariu nu foarte bun, ba din contră. Și atunci statul român, prin propunerea PSD-ului, vine și dă hotărâre de guvern și spune, domnule, pentru cel care are minim pe economie, adică 2550, ca să fie foarte clar ceea ce discutăm. Net. Brut, da. Patronul poate să vină și să suplimenteze cu încă 200 de lei acest salariu. Pe acești 200 de lei ne trebuie să plătească niciun fel de taxă sau impozit. Adică să ia 200 în mână, da, pentru că până acum oamenii spuneau, da, domnule, m-am dus și i-am spus patronul, i-am spus administratorul, i-am spus celui care dirigează afacerea că să ne mai pună ceva la salariu. Și el îmi spunea mie, da, dar la 100 de lei pe care ți-i dau ție trebuie să plătesc 170, de fapt. E, acum, uite, acești 200 de lei sunt nepurtători, sunt liberi de sarcină, dacă îmi permis să spun așa, în ceea ce privesc taxele și impozitele. Deci ei pot fi dați 200. Acum, ce? Azi, de azi, de mâine, ce? De când vrei. Ce trebuie făcut pentru asta? Pentru cine ne urmărește și e angajat pe trebuie salariu? Făcut în următorul lucru. Se modifică contractul individual de muncă și de la 2550 să ajunge la 2750, iar când se fac calcule de salarizare, toate taxele și impozitele aferente salariului se verează la 2550. Sper că am fost clară. Da, este obligat angajatorul? Nu este obligat angajatorul, dar o poate face. O poate face, dar dacă nu vrea, nu o poate ca face. Ca să fi fost obligat, ar fi trebuit ca salariul minim pe economie să fie 2750 și 200 să fie scutiți de taxă. Nu. Este o posibilitate care prin hotărârea de guvern vine către antreprenorul român și spune, dacă tu îi dai 200 de lei pe lângă, pentru că la stat nu mai sunt salarii minim, nu avem ce discuta la bugetari de salariu minim, da? Și atunci ne ducem spre mediul privat obligatoriu. Și atunci omul acela, dacă are 2550 și de 2750 angajatului, înseamnă că el pentru ea 200 nu mai plătește cei 200. Decât practic cei 200, dar... Eu zic că este totuși un ajutor. Este un ajutor, dar câți angajatori credeți că vor fi? Mi-e greu să spun, da, dar nu sunt. Fiecare judecă cum judecă, fiecare are calcule făcute. Am înțeles că se tot cere creșterea salariilor de către Federația Meridian, dacă nu mă înșel, au fost într-o grevă și au cerut așa ceva. Este complicat să vii să ceri astfel de lucruri pe la jumătatea anului când n-ai rectificare și când pe partea bugetară cheltuiala salarială a fost aia care a fost. E complicat. Apropo de federații sindicale, ele au protestat înainte de sărbătorile pascale. Păi despre ei e vorba, despre Federația Meridian. Și anunțau proteste după sărbători, proteste de amploare. E dreptul lor să protesteze, dar mi-aș dori să vină și cu soluții. Eu întotdeauna când, eu ascult pe toată lumea și sunt de acord că oamenii duc foarte greu, cu asta am început emisiunea și niciodată n-o să mă dezic de la ceea ce am spus, însă am nevoie ca cei care vin și fac astfel de lucruri să vină și cu o soluție. Să spună, uite domnule, de acolo ar trebui să iei banii ăștia, asumat public să facă lucrul acesta. Pentru că guvernul, guvernanții fac publice aceste măsuri pe care le iau și le asumă până la urmă. Adică au și ei specialiști care să... Nu știu dacă au specialiști sau nu, dar în momentul în care știi că vrei ceva, înseamnă că ți-ai făcut niște calcule. Întotdeauna când noi ne ducem la buget, de exemplu, așa, și spunem vreau creștere la proiectul cutare sau vreau să treacă și proiectul cutare care în comisia de buget a picat, a fost amendament respins. Întotdeauna întrebarea numărul unu este nominalizați sursa de finanțare. Mm-hmm. Apropo de comisiile din care faceți parte, nu știu... Să le spun? Nu să le spuneți, că știm, buget, Comisia Muncii, au trecut... Nu buget. Mai, nu buget. Juridic, muncii, muncă și antreprenoria și turism. Uite, antreprenoriat și sunt și vicepreședinte la antreprenoriat și turism. Cum vedeți perioada următoare pentru România? Vedem la știri că Spania așteaptă 60 de milioane de turiști sau nu știu câte milioane de turiști. Și ne așteptăm. Și ne așteptăm, dar trebuie să ne pregătim mai bine și sunt bani prin PNRR care ar putea fi atrași pe sistemul acesta al turismului și sunt convinsă că se vor face astfel de lucruri. Vedeți, turismul la noi în mare măsură este privatizat, undeva peste 90%. Deci aici discutăm numai despre sector privat. Cel care poate intra în structurile de finanțare pentru modernizări, pentru amenajări, pentru
utilaje de tot felul, pentru agrement care ar putea să dea o notă de culoare în turism, pentru că Spania, Grecia, Turcia sunt state al căror turism au chestia asta de agrement extrem de bine dezvoltată. Mai precis, ca să mă înțeleagă toată lumea, o familie cu copii când se duce, de exemplu, în Antalya, au ce să facă. Acei copii nu îi țin numai pe plajă și în cameră. Au locurile de joacă, există seara oameni care, din formația de entertainment, care se ocupă de ei, care îi vin și iau de prin restaurant și îi duc la locul unde le fac un spectacol foarte frumos. Ei, toate aceste lucruri duc spre creșterea numărului turiștilor de la un an la altul. Dacă cei de acolo își fac bine treaba, și vreau să cred că și ai noștri și-o pot face foarte bine, am văzut că și pe litoralul nostru au început să apară astfel de cluburi, astfel de resorturi, și este foarte bine că se întâmplă lucrul acesta. Acolo unde să poți să ai totul. Credeți că vor veni mulți turiști la noi sau litoralul nostru? Eu nu cred nimic, eu doar sper și îmi doresc teribil de tare ca turismul românesc să fie o variantă, deși acum este foarte greu pentru că, în continuare vă spun, și aici și pe piața aceasta turistică suntem vulnerabili tot din cauza evenimentelor care se întâmplă la granița, la cu, granița Ucraina. Cu Ucraina. Știu că sunt și dacă noi suntem speriați, vă dați seama cum sunt, adică, de ce n-ar lua Grecia, de ce n-ar lua Spania, că e mai departe? Dar românii au voucherele, nu? Au voucherele de vacanță, De vacanță care sunt valabile doar în... Doar în turismul românesc. Românesc. Da. Ăsta este un lucru bun? Este unul dintre cele mai bune lucruri, dacă mă întrebați pe mine, pe care l-a făcut guvernarea PSD 2017-2019. Unul dintre cele mai bune lucruri. Voucherele pentru turism. Pentru că au avut o creștere fantastică, s-au regăsit într-o creștere fantastică activității în turism. Toată lumea a fost de acord cu acest lucru, indiferent că au fost de dreapta, de super dreapta, reacționari, toți au fost de acord cu acest lucru. Da, 5 minute mai avem? 4 minute. Facem și puțină politică. Hai să facem. Ce face Partidul Social Democrat? Ceea ce a promis în momentul în care a intrat în arcul guvernamental. Lucrează în continuare la măsurile pe pachetul social. A avut un pachet de măsuri sociale cu care a intrat la guvernare, cu care a condiționat intrarea la guvernare. Negociază cu Partidul Național Liberal și cu DMR-ul măsuri bune pentru, așa zicem noi și așa zic și cei care ne-au votat și cei care nu ne-au votat și astăzi ne-ar vota. Da. Și suntem în continuare atenți la tot ceea ce se întâmplă. Asta face Partidul Social Democrat, pentru că hai să ne lăudăm, dar ăsta este adevărul. Suntem cel mai empatic partid, suntem partid ca întotdeauna n-am făcut noi totul, dar am făcut câte ceva pentru oameni. Cum mai vedeți colaborarea asta, coaliția cu Partidul Național Liberal? Săptămâna trecută sau la începutul săptămânii? Nu, la începutul săptămânii, Florin Câțu. Cine e Florin Cățu? A zis, nu mai este la Senat? Nu, am un gol de memorie, nu mi-aduc aminte cine este Florin Cățu. Că nu este normală coaliția asta de guvernare, o ține tot așa, o ține în continuare. Nu știu cu ce scop sau nu știu ce... Dar cum vedeți mersul ei până la final? Da, 2020, această coaliție s-a format în perioada în care el era președinte de partid. Ce vorbim? El a spus, uite că mi-am este normal. Este normală coaliția. Parcă nu mai știu exact cuvintele, nu mi le aduc aminte. Poate îngăsește colegul declarația. Dacă da, sunt declarații care nu fac bine coaliția. Asta este în mod evident. Pentru că la fel de evident este faptul că nu suntem împreună pentru faptul că avem nu știu câte puncte și ideologii comune. Nu este adevărat. Avem niște priorități pentru acești oameni. Am intrat alături de ei pentru că prea se ducea totul la vale, după cum bine știți. Am intrat alături de ei pentru că useriștii care au spus că le fac pe toate au reușit să ne trimită aproape în istorie. De asta am intrat acolo. Pentru că puteam să stăm încă o dată, spun și o să o spun de câte ori am ocazia. Puteam să stăm în opoziție și acum nu aveam 35, aveam 45%. Pentru că să ne ierte Dumnezeu, știm să vorbim și știm ce înseamnă și știm cum se desfășoară lucrurile. Da, cine știe unde eram acum, dacă nu aveam exact, o până la urmă asta stabilă. Trebuie. Cam mai scăzut noi 2-3%, nu este nicio problemă, nu despre procente este vorba în această perioadă. Cine se gândește în continuare la procente, greșește flagrant, nu față de mine, nu față de noastră, față de oamenii aceia, care stau, se uită la noi, așteaptă lucruri bune de la noi și sunt îndreptățiți să le aștepte, că de aceea ne trimit în Parlament. Nu ne trimit în Parlament ca să facem poze.
Ne trimit în Parlament ca să muncim pentru ei. Este o coaliție stabilită cu guvernare rotativă, dacă mă exprim da. Bine. Adică, domnul... adică din luna mai 2023 va fi premier PSD. Va fi premier PSD sau, eu știu, se poate stabili să rămână în continuare? Dacă o întrebați pe Oteșanu Daniela, va fi premier PSD. Pentru că așa e normal. Asta s-a semnat. Ăsta a fost acordul. Și eu cred că suntem oameni de cuvânt, de onoare și ne interesează pe fiecare dintre noi ce cred cei care ne ascultă și ne văd la un moment dat sau altul. Este prevăzut în statutul Partidului Social Democrat ca premierul să fie președintele partidului? Nu. Nu. Deci, păi, dar nici n-a fost. Gândiți-vă că Liviu Dragnea era președintele Partidului Social Democrat și au trei premieri care este, aveți dreptate. Da. Va fi domnul Ciolacu premier sau nu știm cine deocamdată? Nu știu, e o discuție, dar mult prea... mai e timp până mai atunci. Mai este timp până atunci. Da. Și nu mai avem nici noi timp să mai dezbatem. Vreau să vă mai întreb o jumătate de minut despre recensământ. Aveți... Știți că până pe 15 este, da? Să intră online. Luna asta, până pe 15. 15 mai, aș ruga să se rețină. Și este important să ne recenzăm pentru că vin alegerile, dragi oameni, și este important să știm cât suntem, cum suntem, unde suntem, dacă în Râmnic sunt 100.000, peste 100 sau sub 100, dacă în județul Vâlcea sunt 400 sau mai puțin sau mai mult de 400. Este momentul, nu s-a mai făcut un recensământ din 2012, 2000. Dacă stau... Nu, 2010. 2010, 2012 știam eu, e posibil să fie 2000, da. Este o perioadă foarte, foarte mare, o perioadă în care au fost tot felul de, au plecat foarte mulți, au mai și venit, adică e normal să vedem unde stăm și atunci recomand fiecărui român să facă acest lucru online, se face foarte ușor, foarte, foarte ușor pe platformă. Pentru că în funcție de numărul, da, de locuitori vom avea și o listă. În funcție de numărul de locuitori sunt număr, există locali. Număr de consilieri, există număr de parlamentari, există, există. Da, vă mulțumesc mult de tot și vă mai aștept. Cu mare drag oricând pentru dumneavoastră, pentru postul dumneavoastră și pentru toți spectatorii dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi și în această seară. Să aveți sfârșit de săptămână liniștit. La Obiectiv România ne vedem marți, din nou la ora 19. Numai bine!